Locuri de muncă și infrastructură sunt principalele priorități ale candidaților formațiunii politice Mișcarea Populară pentru următorii 4 ani. În cadrul conferinței de presă susținute astăzi la sediul de campanie, au fost prezentați candidații la postul de primar al comunelor Stăneș, Frăteș, Daia și Oinacum. Mă numesc Rotaru Ion, de profesie am fost capitan fluvial la compania de navigație Giurgiu, lucrând pe diferite nave ale companiei. Ieșind la pensie, m-am gândit să mă apuc de politică. Aș dori să fac o politică corectă și binevenită pentru cetățenii comunei mele. Pentru că în comuna mea, de când a venit democrația, nu s-a făcut nimic ca comuna noastră să evolueze în continuare. Măcar 10-20 de locuri de muncă nu s-au făcut acolo. Sunt candidat la primăria comunei Daia din partea partidului PMP la funcția de primar. Am intrat în această competiție la funcția de primar pentru a face o schimbare. Oricum, despre comuna mea nu am prea multe să vă povestesc, pentru că este varză. Pentru ce avem această conferință de presă este faptul că, de fapt, eu am pus și pe pagina mea de Facebook această invitație. Vreau cu acest prilej să invit toți candidații, adică mai precis contracandidații mei din partea celorlalte partide, pe data de 29 mai 2016, în comuna Stănești, la o dezbatere publică privind prezentarea candidaților la funcția de primar. Adică, în opinia mea, aș vrea ca fiecare candidat să aibă un timp în care să-și prezinte programul electoral și să răspundă la întrebările pe care le pun ceilalți contracandidați sau locuitorii comunei. Sunt candidat la funcția de primar al comunei Frătești și vreau să vorbesc liber, fără să citesc, după un scris sau după altă hârtie. Ieri și zilele trecute am fost cu colegii mei, cu consilierii, în comuna Frătești și am făcut campanie. Toți locuitorii comunei Frătești vor schimbare. Cei 4 candidați au făcut cunoscute proiectele din programul electoral și spun că își doresc prosperitate pentru comunele lor.